opinion, dar spune că ministră sună rău doar dacă ne gândim la doamna Dăncilă. În al doilea rând, mă gândesc că această observație pe care ați făcut-o referitoare la absența prenumelor doamnelor, în multe dintre cazuri, nu este deloc întâmplătoare. Pentru că, începând cu secolul al XIX-lea, și în bună măsură pentru societatea românească, mă gândesc chiar și astăzi, sistemul de referință pentru o femeie era, de fapt, statutul soțului, al tatălui sau al altui bărbat puternic din familie. La arhivele naționale se păstrează câteva catastife, altfel foarte frumos legate, registrele de audiență ale casei regale. Și acolo vedem o înșiruire pe zeci și zeci de pagini de nume aproape în exclusivitate masculine, chiar și atunci când se referă la femei. Pentru că doamnele care vreau să se întâlnească cu regele Carol sau cu regina Elisabeta, urmând o procedură foarte bine stabilită și trebuiau să se înscrie în primul rând în aceste registre de audiență ținute de aghiotanții regelui, doamnele nu erau trecute aproape niciodată din sute și sute de mențiuni cu prenumele. Erau trecute doar în funcție de statutul soțului sau al tatălui. De exemplu, doamna profesor Popescu, doamna colonel Ionescu și tot așa și tot așa. Cu alte cuvinte, deși acele femei sunt foarte prezente, de fapt, ele devin anonime. Iar în felul acesta ajungem la întrebarea pe care ne-a adresat-o colega noastră și eu cred că a vorbit despre istoria femeilor pentru noi reprezintă, de fapt, pretexte pentru a înțelege mai bine trecutul, pentru a înțelege mai bine o societate, dincolo de faptul că, strict cantitativ, femeile sunt și ele prezente zi de zi în asociații, organizații, în viața cotidiană, sunt prezente într-o măsură la fel de importantă în primul război mondial sau în al doilea război mondial, alături de bărbați. Cu alte cuvinte, avem o dublă dimensiune a cunoașterii. Dimensiunea cantitativă, evidențială, dacă vreți, foarte importantă, pentru că până acum despre lucrurile astea pur și simplu nu s-a scris, nu s-a vorbit. Dar avem și dimensiunea, să o numim așa, filozofică. Faptul că a vorbit despre ceea ce fac femeile în trecutul nostru ne oferă un prilej de a înțelege mai bine ce se întâmplă în trecutul nostru. De multe ori, vorbind despre femei, ajungem să descoperim adevărate contradicții ale societății românești. S-a vorbit, s-a amintit de câteva ori numele Alexandrinei Cantacuzino. Alexandrina Cantacuzino, care debutează în mișcarea de emancipare feminină la începutul secolului 20, mult înaintea primului război mondial, și care devine în perioada interbelică lidera de necontestat a mișcării de emancipare a femeii din România, o personalitate recunoscută ca atare în străinătate, ajunge în același timp să devină o sprijinitoare activă, deschisă a mișcării legionare. Și atunci ne putem întreba, cum se împacă toată activitatea pusă în slujba emancipării femeii, încă din tinerețe, cu acest atașament deschis față de mișcarea legionară, pentru că în presa legionară găsim numeroase articole semnate de Alexandrina Cantacuzino, ca să nu mai vorbim că unul dintre fiii ei devine unul dintre liderii mișcării legionare. Probabil că ceea ce a salvat-o de un sfârșit tragic a fost moartea ei, a murit la timp. Altfel, pentru toată această activitate dusă alături de mișcarea legionară, cu certitudine Alexandrina Cantacuzino și-ar fi sfârșit zilele în închisoare. Deci, iată o contradicție foarte interesantă, care poate deschide discuții intense.